Astăzi au avut loc o campanie de informare, educare și conștientizare a persoanelor vulnerabile cu privire la importanța educației sexuale. Evenimentul a avut ca punct de plecare cifrele celor mai recente statistici în privința mamelor adolescente. Aproape 300 de copii născuți anul trecut în județul Hunedoara au fost aduși pe lume de mame care nu au împlinit 18 ani, iar în 10% dintre cazuri și tatăl este minor. Alături de reprezentanții DSP Hunedoara la eveniment au mai fost prezenți și reprezentanți ai Biroului de Asistență Comunitară al Direcției de Asistență Socială DEVA, precum și ai Compartimentului Local pentru Romi din cadrul Primăriei Municipiului DEVA.